Piscinele sunt la mare căutare în timpul verii. O baie răcoroasă ne ajută să trecem mai ușor peste temperaturile ridicate din această perioadă, dar și să obținem un bronz frumos. 12 astfel de locuri de distracție și relaxare sunt autorizate anul acesta în județul Olt, potrivit Direcției de Sănătate Publică. Autoritățile sanitare au început verificările lor pentru a se asigura că acestea nu pun în pericol siguranța oamenilor. În perioada 1 iunie-15 septembrie 2022 se derulează acțiuni de verificare a conformităților apelor de îmbăiere. Chiar dacă sunt autorizate din punct de vedere sanitar, administratorii piscinelor trebuie să încheie în fiecare an contract de monitorizare a calității apei cu Direcția de Sănătate Publică. Asta înseamnă că, periodic, cei de la DSP vor merge în control pentru a ridica probe de apă să se asigure că apa este curată, dezinfectată și nu pune în pericol sănătatea oamenilor. Din cele 12 piscine deschise la nivelul județului, numai 3 au încheiat aceste contracte de monitorizare a calității apei. Toate 3 funcționează în municipiul Slatina. Una este privată, deschisă chiar anul acesta, iar celelalte 2 sunt ale primăriei Slatina, respectiv piscinele de la plaja Olt și bazinul de înot. O baie într-o piscină în care apa nu este curată poate provoca boli grave, avertizează autoritățile. Îmbăierea în locuri necorespunzătoare provoacă apariția unor boli precum conjunctivita, otita, meningita, encefalita, boli digestive. Lista bolilor de vară continuă cu acelea transmise pe cale cutanată. Trebuie menționat faptul că îmbăierea în apă supraclorinată duce la iritația pielii, înroșirea pielii și a ochilor, mâncărimi, uscăciune, eczeme, alergii. Ocazie cu care Direcția de Sănătate Publică Olt recomandă populației evitarea notului în locuri neamenajate sau necontrolate din punct de vedere epidemiologic. DSP recomandă administratorilor de piscine din Balș, Caracal, Corabia, Potcoava, Scornicești și Valea Mare să încheie contract de monitorizare a calității apei pentru a preveni îmbolnăvirea populației. Așadar, alegeți cu grijă piscina la care doriți să mergeți vara aceasta pentru a petrece o zi perfectă și sigură la plajă. DSP Olt recomandă evitarea înnotului în locuri neamenajate sau necontrolate din punct de vedere epidemiologic.